Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela Măgureanu, medic primar, stomatolog și fondator al clinicilor Excedent. Iar în acest video aș vrea să vorbesc despre urgențele și accidentele legate de lucrările protetice la adulții care nu pot ajunge imediat la medicul dentist. Ce faci când se descimentează o lucrare fixă nouă, definitivă sau provizorie? Orice lucrare fixă nouă se poate menține pe poziție cu ciment nou mix sau chiar cu creme adezive care se găsesc în comerț. Este foarte important să o purtați în continuu, deoarece altfel dinții migrează și lucrarea nu se va mai potrivi. Cimentul se pune în fiecare din cele două coroane. Durata de viață oricărui ciment provizoriu de cabinet este în medie cam de 3 săptămâni. Imediat ce devine posibil, luați legătura cu medicul dentist pentru cimentarea definitivă. Altfel, marginile gingivale vor fi iritate și va apărea sângerarea locală. Trebuie să mențineți în această perioadă o igienă foarte bună, tocmai pentru a evita complicațiile locale. Ce faci când se descimentează o lucrare fixă veche? În primul rând, te uiți în oglindă și vezi ce a mai rămas sub ea. Dacă vezi doar resturi radiculare, șansele ca lucrarea să mai stea cimentată sunt zero, deoarece înainte să cadă s-au cariat dinții stâlpi și probabil unii dintre ei trebuie extrași. Înainte de a ajunge la medic, fă o radiografie, fără lucrare, ca să se poată vedea ce a mai rămas. Dacă mai ai cel puțin doi dinți mai înalți, poți încerca fixarea cu aceleași cimenturi de mai sus care se găsesc în comerț. Dar este esențial să ajungi cât mai repede la dentist, să nu mănânci pe ea și să menții o igienă locală foarte bună. Altfel vor apărea și dureri și sângerări gingivale. Ce faci atunci când lucrarea veche s-a descimentat doar parțial, la un capăt? În acest caz, cea mai mare problemă este forța aplicată pe dintele rămas, care să susțină lucrarea. Este esențial să nu mănânci deloc pe ea, ci pe partea opusă până când ajungi la medic. Să nu muști absolut nimic cu dinții din față, deoarece aceștia se pot fractura mult mai ușor decât cei din spate. Să păstrezi de asemenea o igienă foarte riguroasă, deoarece gingia se irită rapid și pot să apare și dureri dentare din cauza acidității de sub coroana sub care nu poți să menții gel. Nu încerca să tragi de lucrare de partea încă fixă, riști să fracturezi rădăcinile rămase. Contactează cât mai rapid medicul curant sau sună-ne pentru o programare. Ce faci atunci când s-a ciobit o lucrare de porțelan sau s-a desprins o fațetă dintr-o lucrare de compozit? Nimic important. Porțelanul se repară în cabinet cu truse speciale, iar fațeta de compozit desprinsă se poate lipi perfect dacă o păstrezi. Desprinderea unei fațete nu înseamnă că trebuie să schimbi toată lucrarea și nu trebuie în niciun caz să te sperii din acest motiv. Ce faci atunci când o punte veche se rupe în două bucăți? Acest accident apare în general la punți de întindere mare, pe zone de dentație extinsă, pe care în mod normal ar fi trebuit să le înlocuiești cu implanturi dentare. Atunci când observi fractura lucrării, în primul rând verifică dinții, să vezi dacă nu cumva poți desprinde cele două bucăți fracturate de pe aceștia. În general, acest lucru este posibil imediat sau în următoarele zile. Nu mânca pe partea aceea, deoarece dinții aflați în extensie pot produce bascularea spre dentație a dinților stâlpi și pot apărea pungi parodontale, dureri sau chiar fractura acestora. Contactează urgent medicul pentru îndepărtarea punții, dacă nu reușești să faci acest lucru acasă. Ce faci când se fracturează o proteză mobilă? Fractura protezei apare fie în timpul masticației, dacă nu are armătură metalică, fie în timpul igienizării, dacă purtătorul ei o scapă din mână. Dacă fragmentele se potrivesc perfect și nu te poți adresa medicului în zilele noastre, poți să apelezi la un laborator de tehnică dentară, specializat în proteze mobile și poți să faci reparația și apoi, după ce trece starea de urgență, te prezinți la medic pentru echilibrarea contactelor ocluzale. Ce să nu faci acasă? Nu lipi proteza cu superglu. Marginile se vor deteriora irreversibil și nu vor mai putea fi lipite. Vei fi nevoit să-ți faci o proteză nouă. Nu purta jumătățile fracturate pe maxilar prin lipire cu adezivi. Se vor putea mișca și vor apărea rând pe mucoasă, iar marginile nu se vor mai potrivi la fel pentru reparație. Nu pili marginile care te deranjează, pentru că tehnicianul de asemenea nu va mai putea să le mai potrivească din nou pentru reparație. Ce faci când se rupe un croșet sau un dinte artificial? Dacă poți recupera dintele desprins, e perfect, pentru că reparația nu se va vedea, dintele vechi fiind de aceeași culoare cu ceilalți. În caz contrar, tehnicianul va pune un dinte dintr-o garnitură nouă, care nefiind uzată, chiar dacă este de aceeași culoare la origine, nu va mai fi la fel și în realitate. Dacă se rupe un croșet, tot ce poți face este să aplici mai mult adeziv pe porțiunea aceea de lucrare. Repararea croșetului se poate face numai după amprentă în cabinetul dentar, deci trebuie neapărat să aștepți până ajungi la medic. Dacă restul rămas din croșet te înțeapă, îl poți pili ușor cu o pilă de unghi sau îl poți acoperi cu ceară dentară până când ajungi la medic.
Vă mulțumesc că mi-ați fost alături pe parcursul acestui video. Aștept cu drag întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook a Clinicii Excedent sau la telefoanele clinicii. Data viitoare vom vorbi despre cum poți să scapi de frica de dentist. Nu uitați să distribuiți acest video dacă l-ați găsit folositor. Vă mulțumesc pentru susținere. Mihaela Măgureanu, Clinica Excedent.